Bună tuturor! Noi ne-am întors în bucătăria Țeptăr, care ne găzduiește pentru o nouă rețetă minunată și o să las pe Preji să ne povestească ce mai facem astăzi. Astăzi o să facem o rețetă care e bună și pentru tine ca mamă și pentru copiii tăi, că știu că la tine acasă se mănâncă mult pește, da, somon în special. Se mănâncă mult. Și astăzi m-am gândit să facem ceva ușor mai modern, adică vom face un naked burger. Wow! Asta înseamnă un burger fără pâine. Asta îmi place. Da, facem o chiftea din somon, care va conține lămâie, muștar, mărar și un pic de ou. Da. Și îl vom face în minunatul vas de frigere. Țeptăr. Bun. Eu o să dau atunci drumul la încălzire. Da. De treabă. Și cât tu o să pregătești? Să știi că o să-l fac la mână tot. O să-l top la mână. Nu avem nevoie de mașină, nu nimic, pentru că peștele e foarte moale. Ok, și să nu iasă foarte pastă. Bun. Perfect. În acest timp o să ajungem și noi în zona verde, care este o zonă foarte sigură pentru gătit. Din compoziția pe care o avem noi aici, ies două bucăți. Ok. Facem așa un burger. Uite, vezi? Drăguț. Și îl punem în funghiile. Așa, putre pe capacul. Cât se pregătește burgerul nostru, eu o să pregătesc decorul. Burgerul nostru s-a făcut. Care arată delicious. Și o să-l pun la noi pe farfurie. Un pic de muștar. Muștar. Nu am mai văzut combinația asta. Asta e, cred că, depinde de gustul fiecăruia, nu? Da, muștarul ăsta e și un pic picant, că e muștar Dijon. Acum venim cu bucățica de avocado. Da. Jumătate pentru un burger, jumătate pentru celălalt. Și la final, dacă mai vrem, putem să mai punem lămâie sau piper. După gust. Cred că, da, cred că am pus suficient. Și acum, uite, hai că-ți dau și ție un cuțit. Da. Ideal e să iei de sus până jos din toate. Aha. Ca la tort. Așa, exact. Și un pic de ridiche. Bun. Foarte interesantă combinație. Îți place? Mhm. Așa că gătiți-o au. Și piți-o au.